Bună ziua! Au fost astăzi câteva lucruri pe care le-am discutat în Comisia de Control Activității SRI. Primul lucru pe care l-am dezbătut a fost informarea pe care am făcut-o împreună cu cei doi colegi cu care împreună am mers în Germania și ne-am întâlnit cu cei din Comisia Omologă. Acolo există doar trei servicii de informații. Unul dintre acestea se referă la zona militară, cel de-al doilea are componentă internă și cel de-al treilea componentă externă. Cel care ne-a interesat pe noi, cel cu zona internă, atribuțiile acestuia sunt de culegere de date și informații, competențele sau zona de activitate se referă la extremism, terorism și protecție cibernetică, nu s-a ocupat niciodată de dosare de cercetare penală, în niciun caz alte infracțiuni de orice fel, nu există protocoale, există o comisie de control parlamentar care supraveghează toate cele trei serviciile și mai este încă o comisie care poate să supravegheze sau poate să detalieze, să analizeze aspecte în detaliu, inclusiv de documente secrete. Iar acolo mandatele de supraveghere, sau mă rog, mandatele de securitate națională, se numesc mandate de interceptare a comunicațiilor, nu merg către unitatea de parchet și către unitatea de instanță, ci merg către o comisie investită de Parlament, care are un statut special. Acestea sunt lucrurile în mare pe care le-am discutat și le-am prezentat colegilor. Sigur, am discutat mai în detaliu noi în cadrul comisiei. Al doilea lucru pe care l-am abordat, am informat Comisia că am avut încă o discuție cu domnul director al Serviciului Român de Informații. Față de situația anterioară, în urma unei analize, a ajuns la concluzia că toate articolele din protocol pot să fie declasificate și să fie prezentate spațiului public. Deci, din ceea ce privește Serviciul Român de Informații, nu mai există niciun fel de element în care să nu fie de acord și a rămas ca în cursul zilei de astăzi sau cel mai târziu mâine dimineață Serviciul Român de Informații să trimită către parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție acordul lor de a desecretiza și solicitarea de acord din partea parchetului de a desecretiza. Ne-am uitat din nou pe protocol și noi. Protocolul este încheiat între parchet și SRI, nu între SRI și parchet. Are număr secret la SRI și număr secret la parchet și este clar că va fi nevoie și de acordul parchetului pentru a fi desecretizat și prezentat publicului. Motiv pentru care, așa cum spuneam că vom avea o discuție cu cei din conducerea SRI pe acest subiect, nu mai avem de ce să avem această discuție pentru că toate articolele și tot protocolul va fi prezentat publicului după ce va fi de acord și parchetul. Al treilea lucru, am prezentat comisia sau am informat comisia despre cea de-a doua audiere a domnului Coldea. Ne propusesem să facem audierea săptămâna aceasta, de principiu marți, numai că marți, după cum ați observat, n-am putut să avem spațiu suficient. Ne doream să începem tot la ora 11. În cursul zilei de ieri am avut o discuție cu domnul Coldea și prima zi pe care putem să o avem în atenție era ziua de joi săptămâna aceasta. Domnia s-a spus că s-a pregătit pentru ziua de marți, că joi are ceva în program, că trebuie să meargă probabil să predea și să fim de acord cu o altă zi săptămâna viitoare. Inițial ne-am gândit să fie marți, ne-am dat seama că luni e zi liberă și marți avem activitate la Parlament, miercuri la fel, iar audierea va fi joi 5 aprilie la ora 11. Conform și situației anterioare, am trimis deja către Serviciul Român de Informații o solicitare în acest sens de a ne sprijini în ceea ce privește invitarea domnului Coldea. Domnia sa a fost de acord în discuțiile pe care am avut împreună, deci audierea va fi pe data de 5 aprilie, joi la ora 11. Al patrulea lucru pe care l-am discutat, am înțeles că a fost astăzi o discuție la nivelul secretarului general de la Camera Deputaților și a staffului, în ceea ce privește zona de informații clasificate, clasa 1 și clasa 2, iar decizia noastră sau decizia mea pe care am prezentat-o comisiei este ca în această sală să fie zona de securitate clasa 2, iar la biroul președintelui zona de securitate clasa 1. Asta înseamnă că informații cu caracteristic secret de importanță deosebită o să putem să dezbatem și să discutăm doar în biroul președintelui, iar celelalte, inclusiv audierile, se vor purta aici, în sala de ședință.
presupune antifonare, presupune protecția datelor, presupune acces cu cod, cu cheie, cameră de luat vederi, fără telefoane și toate lucrurile de genul acesta. Încă un lucru pe care l-am discutat în cadrul comisiei, am primit răspuns de la Serviciul Român de Informații în ceea ce îl privește pe domnul Klaus Iohannis. Răspunsul la întrebările noastre era, întrebarea noastră a fost când a aflat Serviciul Român de Informații de posibila incompatibilitate a domnului Iohannis și răspunsul a fost că lucrul acesta l-a aflat în luna ianuarie 2013, în condițiile în care pe 20 februarie 2013, după cum știți, în ziua în care intrase în Partidul Național Liberal, deja plecase de la Serviciul Român de Informații către anii acea notă. Sigur că e interesant pentru noi cum s-a întâmplat ca în ianuarie să afli despre o posibilă stare de incompatibilitate prezentată în spațiu public, pentru că se referea la faptul că este și primar și în adunarea generală la o societate din subordinea Consiliului Local. Ori acolo desemnarea s-a făcut în anul 2010, cred, pe bază de hotărâre de Consiliul Local. Încă avem nelămuriri, pentru că ne-a fost anexată și o adresă sau adresa comunicatul public al ANI de la vremea respectivă, care spunea că prima corespondență pe care a avut-o cu domnul Klaus Iohannis a fost în anul 2010, pe această posibilă incompatibilitate, după care în martie 2013, adică imediat după ce a primit nota de la SRI, au fost trei astfel de corespondențe sau patru cu domnul Klaus Iohannis și decizia foarte repede în aprilie 2013, deja ANI emisese decizie de incompatibilitate, sigur, după aceea am mers la unitatea de instanță. Mai avem câteva lucruri de lămurit, suspiciunile care le-am avut, vi le-am spus. În comunicatul ANI despre care vorbeam și care este public la data respectivă, spunea de prima dată când a fost informat domnul Klaus Iohannis, a fost 16.12.2010. A mai fost încă o informare în 2012, după care în 2013, pe data de 7-a, 3-a, 25-a, respectiv 26-a, 3-a corespondență cu domnul Iohannis și în aprilie deja au stabilit că este incompatibil. Mă asigur că vrem să vedem dacă s-au mișcat atât de repede după ce a informat Serviciul Român de Informații, dacă prima informare pe care o aveau cei de la ANI se referea exact la același aspect. Nu vrem să... sau nu am avut astăzi o concluzie, dar sigur că mai avem o serie de întrebări ca să putem să lămurim și să avem un răspuns final în ceea ce privește acest caz. Spuneți că deja știau cei... O să răspund, dacă îmi dați voie, la întrebări după ce parcurg, nu mai am multe lucruri de parcurs. Următorul aspect a fost solicitarea pe care am făcut-o, să primim nota în ceea ce privește pe domnul Helbig. Am primit nota respectivă cu numărul și nu o să vă pot să vă spun numărul, dar extras din acea notă și era doar în ceea ce privește pe domnul Helbig. Am hotărât să trimitem către Serviciul Român de Informații o adresă în care să solicităm toată nota, pentru că în spațiu public s-au apărut, eu știu, bănuiala că pe nota respectivă se aflau mai multe persoane publice, persoane care erau miniștri sau care poate ar fi urmat să fie sau să devină miniștri. Ce am văzut interesant în acea notă este că Serviciul Român de Informații trimitea la momentul respectiv că domnul ministru al dezvoltării regionale și turismului Eduard Raul Helbig se afla în stare de incompatibilitate din data de 1-a 7-a 2004. Iar nota a ajuns în data de în luna octombrie 2012. Sigur că și aici o să avem, după ce o să primim întreaga notă, la fel o serie de întrebări și de lămuriri pe care să le solicităm pentru a concluziona cum funcționa această relație dintre Serviciul Român de Informații și ANI. Și ultimul, nu a fost ultimul aspect pe care l-am discutat, dar ultimul pe care pot să-l vi-l prezint, am fost informați că există articolul 3 litera F din legea 14. Legea 51, Legea Securității Naționale, care a fost declarată neconstituțional. Așteptăm să apară motivarea Curții Constituționale.
și să vedem dacă împreună vom reglementa în conformitate cu decizia Curții Constituționale pe de o parte sau acea comisie despre care vorbim că se va înființa și va funcționa, dacă va avea o perioadă destul de scurtă pentru a putea reglementa, să reglementeze și în ceea ce privește acest articol 3 litera F, unde se vorbea de și alte amenințări și probabil că unele protocoale au fost constituite pe baza celor alte amenințări, dincolo de cele care erau prevăzute la literele celelalte din lege. Dacă sunt întrebări. Voiam să vă întreb dacă ați primit un răspuns declasificat privind acest termen aleatoriu de repartitare în instanțe. Dacă ați spus pe 6 februarie că ați primit un răspuns la care era clasificat și solicitat un răspuns necesar. În ședința de astăzi nu am discutat acest aspect. Răspunsul cel clasificat spunea de vulnerabilități că există și care au fost factorii informați. Nu știu în acest moment să fi primit un răspuns declasificat, dar o să discut cu stafful dacă a fost parcursă poate în ședința în care eu nu am fost și o să vă răspund la prima întâlnire.